Bine v-am regăsit la Școala din Familie. Trăim cu toții în aceste zile emoții dintre cele mai puternice, pe care nu le-am crezut posibile în viața aceasta și pe care le explicăm cu greu copiilor noștri. Se spune că trăim în cea mai prolifică, prosperă eră din toate timpurile și cu toate acestea suntem cei mai nefericiți. O eră în care am cunoscut o pandemie și acum trăim cu teama de război. O eră a vitezei în care cuvântul de ordine este schimbarea. Până unde și cât? Vom vedea. Este greu de crezut că în secolul 21 mai poți vedea maternități bombardate sau familii care se despart și fug din calea armelor. Și totuși realitatea bate orice închipuire. Familiile din Ucraina sunt greu încercate în aceste zile, iar situația nu pare aproape de final. Despre ce statut au aceste familii și despre ajutorul oferit de noi, românii, în această perioadă, discutăm în momentele următoare cu Andreea Furtună, director de programe Crucea Roșie Română. Andreea Furtună, bine ai venit la noi în emisiune. Bine v-am găsit. Mulțumesc pentru invitație. Mulțumesc foarte mult pentru că ne-ai oferit din timpul tău. Ceea ce vedem la televizor în ultimele două săptămâni, nu credeam că vom putea vedea vreodată. Noi, ca adulți ai acestui timp, ne gândeam tot timpul la războaiele din poveștile bunicilor noștri. Nici de cum nu ne-am gândit că vom trăi și noi să vedem așa ceva. Putem spune că vorbim de o criză umanitară și, dacă da, ce înseamnă acest lucru? În mod sigur vorbim despre o criză umanitară, o criză umanitară generată de un conflict care este la granița României și toate autoritățile, organizațiile din țara noastră, oamenii, ar trebui să depună eforturi și să reducă efectele acestei crize umanitare. Asistență umanitară însemnând tot ceea ce înseamnă reducerea suferinței umane, salvarea vieților și păstrarea demnității persoanelor care sunt afectate de situația de urgență pe care o trăiesc. Care sunt măsurile de siguranță care se iau într-o astfel de situație? Pentru România, măsurile de siguranță sunt decise de autoritățile statului, ceea ce privește modul în care reacționăm pe plan diplomatic, pe plan internațional. Pentru populație, pentru omul de rând, măsuri de siguranță înseamnă să aibă încredere în autorități, să se informeze corect, să prevenim ceea ce s-a întâmplat în criza umanitară precedentă, în care am fost foarte avizi de informație și nu ne-am luat informația de unde trebuia, ceea ce a generat o stare de tensiune în societate și o gravă dezinformare. Prin urmare, deocamdată ar trebui să ne continuăm viețile, să fim atenți la ce ni se întâmplă, nu să rămânem dezinformați, dar în același timp să nu facem, cum să zic, abuz de canale de social media și să stăm tot timpul la televizor. Trebuie să ne și protejăm psihic, să spunem așa. Apropo de televizor, ce se întâmplă? Imaginile pe care le vedem în ultima vreme arată familii care vin, trec granița către România, rămân doar mamele cu copiii, iar tații dincolo de graniță, sunt nevoiți să se întoarcă. Ce se întâmplă cu aceste familii? Ce statut au? Au posibilitatea să rămână pe teritoriul României timp de 90 de zile ca orice alt cetățean străin dacă au documente de identitate valabile sau pot aplica pentru statutul de refugiat, pentru protecție internațională. Iar acolo, în graniță, poliția de frontieră și organizațiile prezente îi pot consilia cum pot face acest lucru, cum pot cere protecție internațională. Pentru că există și o prevedere a statului român, o ordonanță de urgență, conform căreia toate persoanele care trec granița din Ucraina pot beneficia de o protecție umanitară temporară pe teritoriul României. Dar acesta trebuie cerută, nu este de la sine. Din câte știți voi până acum, cel mai mult au trecut granițele și au fost în tranzit sau și rămân? Conform ultimelor date, cele de astăzi, pe teritoriul României au intrat peste 300.000 de cetățeni ucrainieni și au ieșit mai bine de 200.000. Prin urmare,
Da, putem spune că în momentul de față România este o țară de tranzit, nu o țară de destinație. Vom vedea cum evoluează situația. Apropo de această evoluție, sunt mai bine de 2 săptămâni de când a început conflictul. Se spune că cei care au fost mai înstăriți au trecut primii granițele și greul abia acum începe, în sensul că vor veni și cei mai săraci vor avea nevoie de asistență mult mai consistentă în acest sens, așa este? Da, există o estimare. De fapt, din Ucraina au plecat până acum peste 1,5 milioane de cetățeni spre diverse destinații europene sau în alte, pe alte continente și există o previziune că va crește numărul persoanelor care se vor deplasa în afara țării, va crește și numărul de persoane care vor dori să rămână în România. Și de aceea autoritățile se pregătesc în acest sens cu locuri de cazare, tabere pentru refugiați. Ne așteptăm într-adevăr la o creștere a numărului de persoane care vor dori să rămână la noi. Înțeleg că deja s-au luat măsuri astfel încât școlile să poată primi copiii care... Da, există o serie de prevederi legislative bune, cum ar fi aceea prin care toți cetățenii ucrainieni care ajung în România pot beneficia de asistență medicală în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate, ca orice alt cetățean, și de asemenea copiii se pot înscrie la școală și își pot continua studiile, acest lucru însemnând totuși o statornicie, să-i spunem așa, adică în momentul în care familia se hotărăște să rămână, poate să întreprindă și demersurile necesare de a înscrie copiii și de a continua studiile. Prin urmare, statul român încearcă să fie cât mai primitor. Mm-hmm. Să le facă șederea cât mai confortabil, astfel încât să treacă probabil mai ușor peste problemele pe care le au în momentul de față, dar pe care le vor avea și atunci când va veni momentul să se întoarcă în țara lor. În țara lor. Știu că v-ați implicat în mod direct în soluționarea problemelor despre care am vorbit. Mă refer într-o primă fază la cazarea celor care au dorit să rămână aici și n-au avut unde să se ducă. Ați fost și sprijiniți? Și de unde? Da, este un efort comun. Încă o dată am dovedit că noi românii avem un spirit umanitar extraordinar și nu este doar din vorbe și din cântece. Este un fapt dovedit. Nu numai organizația la care eu lucrez s-a implicat în asistența umanitară, ci și foarte multe alte organizații și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și Inspectoratul General pentru Imigrări. Există în momentul de față o nevoie de coordonare sau există coordonare, dar există nevoia ca noi toți ceilalți să aderăm la ea, să spunem așa. Există o platformă electronică în care sunt înregistrate ofertele de cazare din partea persoanelor fizice. Această platformă potrivește cererea de cazare cu oferta din partea cetățenilor români. Pe lângă acest lucru, organizațiile umanitare, furnizorii de servicii sociale, biserica, au fost din primul moment pe graniță sau chiar și aici în București prezenți și au oferit cazare cetățenilor ucrainieni care au dorit, care nu au avut dinainte o rezervare la hotel sau care nu au avut prieteni aici, care să-i sprijine cu cazarea. Ce fel de ajutor puteți oferi în această perioadă? În această perioadă beneficiem și de sprijin internațional, de la Federația Internațională de Cruce Roșie și Semilună Roșie. Ne canalizăm atenția în 2 direcții. Una este asistența la graniță, 3 chiar, pentru persoanele care intră și au nevoie imediată de un ceai cald, de un sandwich, de a suna acasă. Avem telefoane mobile pe care le punem la dispoziție acasă sau într-un alt loc unde oamenii au nevoie să sune. Pachete igienice, prin urmare asistența umanitară în graniță. Apoi facem eforturi și colectăm bunuri pentru a organiza convoaie umanitare în Ucraina. În al treilea rând, oferim asistență în țară, pe teritoriul fiecărui județ, prin filialele noastre,
în taberele sau în centrele de cazare pentru refugiați, aici în strânsă legătură cu autoritățile locale, pentru că ei sunt responsabili și vin către Crucea Roșie pentru sprijin cu cazarmament, cu alimente, cu pachete igienice. Sunteți prezenți în toate granițele? Da, suntem în momentul de față, s-au mai deschis și alte puncte de trecere a frontierei față de cele inițiale. Sunt 3 pe granița de nord, chiar 4, 2 în plus la Botoșani. Pe granița de est cu Republica Moldova am fost de asemenea nevoiți să deschidem puncte de frontieră sau să fim prezenți în punctele de frontieră, pentru că se intră și prin Republica Moldova în România. Și la Tulcea, la Isaccea, iar pe granița de vest s-a observat un fenomen, de nord oamenii coboară spre vest și ies spre Ungaria pe la Arad. Prin urmare, suntem nevoiți să fim prezenți pe 3 frontiere, să spunem așa. Care sunt direcțiile de ajutor pe care le aveți odată ce treceți granița? Spuneai mai devreme de convoaie umanitare. Voi sunteți singura organizație care are acest drept să treacă granița? Nu, nu mai este valabil. Organizația noastră a negociat prin forurile internaționale cu autoritățile ucrainiene un culoar umanitar protejat pe nord, la Cernăuți. Dar acest culoar umanitar în momentul de față este accesibil și altor donatori, să le spunem. Chiar s-a trecut dincolo, Biserica Ortodoxă a trecut cu un convoi destul de mare spre Cernăuți. Prin urmare, există un culoar umanitar negociat cu autoritățile ucrainiene, dar el a fost deschis și pentru alți donatori. Cum se vede odată, dincolo de graniță, cum se vede de acolo această situație? Sunt multe familii care n-au reușit să plece din calea... Se pare că la Cernăuți situația este încă liniștită, dar în sensul că trăiesc o stare de război, dar luptele nu sunt încă acolo, dar primim semnale și din celelalte părți ale Ucrainei, care sunt în momentul de față fie atacate, fie se întâmplă conflictul în zonele respective, și colegii noștri de la Crucea Roșie Ucraineană nu mai sunt în birouri, au plecat din Kiev. Prin urmare, situația este diferită în funcție de cum evoluează conflictul în țara vecină. Ce puteți face voi odată trecută granița? Transportați doar ajutoarele umanitare sau mai oferiți și altfel de... Nu avem, cum să vă spun, mandat să oferim și altfel de asistență. Comitetul Internațional al Crucii Roșii este cel care, organismul internațional care are acces în zonele de război. Prin urmare, o parte a mișcării internaționale de Cruce Roșie și Semilună Roșie, dar nu noi ca societate națională. Ei conlucrează cu societatea națională din Ucraina, cu Crucea Roșie Ucraineană, și le oferă sprijin, dar Crucea Roșie Română se oprește la acest mod de asistență, convoiul umanitar. În ultima vreme au fost tot felul de incidente. În aceste situații de criză sunt mulți oameni care doresc să-și ofere sprijinul, ajutoarele vin din toate părțile și sunt de orice fel. E în regulă, toți simțim nevoia să ajutăm, dar nu putem să o facem oricum. Ați întâmpinat dificultăți mari? Tot timpul trebuie să ascultăm beneficiarii. Cu alte cuvinte, în momentul în care eu sunt o mamă singură care trece granița împreună cu copiii, am un troller mare, am un ghiozdan mare în spate și copiii de mână, nu mai pot să mai car și o plasă plină cu alimente, cu ulei, cu mălai, cu făină, pe care oricum nu am unde să le pregătesc, pentru că eu locuiesc la un hotel sau într-o tabără de refugiați. Prin urmare, a fost o risipă foarte mare de alimente acolo pe graniță. Ele s-au colectat într-un final, când lumea s-a mai așezat și au fost urcate în mașini și trecute în Ucraina, pentru că acolo le-a fost
de mare ajutor. Și de asemenea au fost și scăpări în ceea ce privește adevărata asistență, până ne-am mobilizat și am stat de vorbă cu mămicile și un fel de sprijin psihologic imediat, până am, nu știu, am strâns scutece pentru copii și tot ce a fost nevoie acolo, un ceai cald, dar autoritățile au intervenit, pentru că până la urmă suntem un stat, suntem conduși, avem autorități, au toate pârghiile la îndemână și ar trebui să acționăm împreună cu ei. Nu putem să acționăm singuri. Voi aveți ceva, aveți foarte multă experiență în acest sens și poate că e important să precizăm, pentru ca toată lumea să știe, atunci când vrei să oferi ajutor în aceste situații, lucrurile pe care trebuie, le poți oferi, trebuie să fie, în special mâncarea, trebuie să aibă o perioadă de valabilitate mare și aceste măsuri se pot lua nu de fiecare organizație în parte sau de fiecare persoană care dorește să ajute. Trebuie să existe cineva care să privească unitar toată această situație. Da, aceasta este ideea. Pentru că la un moment dat, fiind foarte multe bucăți dintr-un puzzle, să spunem, s-ar putea să pierdem ceva din vedere și ne place foarte mult să spunem că noi, organizațiile, societatea civilă, suntem săritori și știm, lucrăm foarte bine cu beneficiarii, ceea ce este adevărat, dar este nevoie să existe o imagine de ansamblu. Deși Crucea Roșie Română este o organizație națională și avem prezență peste tot în țară, chiar și noi știm să facem pasul înapoi și să lăsăm autoritățile să își facă treaba și noi să intervenim acolo unde este nevoie. Și facem apel la populație ca atunci când donează, pe lângă faptul că ar trebui să doneze lucruri noi, să doneze organizat, în sensul că e mai simplu pentru mine, organizația umanitară, să știu că am primit un box de ulei sau un box de făină, decât să iau 10 pungulițe cu câte o pungă de ceva și să le sortez și să le pun împreună și apoi să... Este un timp consumat, apreciem generozitatea oamenilor, dar în același timp și noi trebuie să ne împărțim în foarte multe direcții și ne ajută tot ceea ce este bine țintit, să spunem așa. Spuneai ceva mai devreme că Crucea Roșie nu este singura organizație care poate trece peste granițe astăzi. A fost o perioadă... Da. Inițial așa a fost și chiar au fost și situații destul de complicate, să le spunem, nu altfel. Crucea Roșie, dincolo de a fi o societate națională prezentă în România, este un simbol de protecție. Dacă în România noi suntem Societatea Națională de Cruce Roșie, peste graniță, în Ucraina, Crucea Roșie pe fond alb este simbolul protecției și al neagresiunii, să spunem așa. Și în momentul în care treci granița și nu ai simbolul Crucii Roșii cu tine, riști să fii atacat. Pentru că s-au întâmplat foarte multe asemenea situații și tocmai de aceea este foarte important să folosim simbolul Crucii Roșii înțelept, să spunem așa. Nu îl folosim pentru a transporta orice peste graniță și oricum. Așa cum ne folosim noi eronat de simbol, așa se poate folosi oricine și transportând arme și transportând persoane neautorizat pentru trafic de persoane și trebuie să protejăm acest simbol al Crucii Roșii. Ce se poate întâmpla în cazul în care cineva traversează granița și este în situația în care nu reprezintă acea organizație pe care o are, ca să spun așa, ca acoperire? Ce riscă? Ce se întâmplă? Că sunt riscuri și de o parte și de cealaltă. Compromite ajutorul pe mai departe? Ce se întâmplă? În primul și în primul rând este o încălcare a dreptului internațional umanitar, pentru că folosirea emblemei de Cruce Roșie este autorizată
de Societatea Națională de Cruce Roșie sau într-o situație de conflict de către autoritățile statului respectiv. Prin urmare, este foarte posibil ca persoanele care au folosit pe teritoriul Ucrainei simbolul Crucii Roșii să nu fi fost autorizate de către autoritățile ucrainiene, adică este în mod sigur acest lucru s-a întâmplat, pentru că atât Comitetul Internațional al Crucii Roșii, cât și Federația, cât și domnul director general, care au fost acolo la Cernăuți și au negociat cu guvernatorul militar al regiunii Cernăuți aceste transporturi umanitare, au primit autorizație, cum ar veni. Iar folosirea neautorizată a emblemei compromite tot ceea ce vom face noi de acum înainte. Adică exact ajutorul de care au nevoie. Ajutorul de care oamenii au nevoie în Ucraina. Oricine poate să facă ceea ce au făcut toți cei care au trecut neautorizat granița, folosind emblema, și pot face rău poporului ucrainean. Deci nu e o chestiune de orgoliu până la urmă toată. Nu este o chestiune de orgoliu, este o chestiune de protecție internațională. Aș mai întreba, acum situația asta altfel, spuneai că și biserica este autorizată să se implice în ajutorul celor de peste graniță. În afară de biserică mai sunt și alte instituții care pot oferi ajutor? Și care sunt acele cordoane? Sunt autoritățile statului, care Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, de exemplu, a organizat un transport umanitar. În general, societatea civilă se coagulează și organizează transport, dar trebuie, bineînțeles, discutat de către românii noștri cu guvernatorul ucrainean, după cum v-am spus. Totul trebuie anunțat, ajutoarele se descarcă într-un hub umanitar de la Cernăuți și de acolo sunt distribuite către zonele care au nevoie. Prin urmare, eforturile acestea de organizare pe care noi le facem la noi în țară sunt făcute și de către autoritățile ucrainene și dânșii la rândul lor încearcă să coordoneze, pentru că cerințele sunt mari, au ajuns și la noi, fiecare județ, cum ar veni, fiecare regiune are o problemă, sunt în criză mare, nu mai au alimente, nu au medicamente. Și toate aceste cereri sunt trimise către noi, către Crucea Roșie, către alte organizații, către spitale, către Direcția de Sănătate Publică. Strigătul de ajutor vine din toate părțile, dar pentru a ne asigura că totul se desfășoară legal, organizat, că lumea nu profită de folos, da. Ar trebui să respectăm culoarele, să respectăm prevederile autorităților, chiar și într-o zonă afectată de conflict care aparent este în haos. Situația nu pare nici pe departe să se încheie, mai sunt și alte măsuri pe care Crucea Roșie se pregătește să le ofere pentru perioada următoare. Suntem avertizați din toate părțile că nu se va termina curând, deși noi avem speranțe că vom trece cu bine peste această criză și ne pregătim pentru asistența în interiorul țării a refugiaților ucrainieni, asistență pe termen lung, asta însemnând sprijin cu hrană, sprijin financiar, dacă este cazul. Începând de săptămâna trecută, avem alături de noi un reprezentant al Federației Internaționale de Cruce Roșie cu multă experiență în zone de conflict și care ne va ajuta să ne întărim capacitatea atât pe graniță cât și în interiorul țării. M-aș întoarce puțin la situația familiilor de ucrainieni care au trecut, parte din ele au trecut peste granițe către România. Ce se întâmplă cu ele pe mai departe? Spuneam mai devreme că tații au rămas dincolo, e nevoie de o întregire la un anumit moment dat și sperăm că se va putea face în cât mai multe situații această reîntregire. Da, în România asistența mamei și a copilului este, să spunem, o prioritate. Sunt organizații care se ocupă de, cum ar fi Salvați Copiii, care se ocupă de asistența copiilor pe teritoriul României, Direcția Generală de Asistență Socială, direcțiile județene.
Iar atunci când totul va reveni la normal și vor dori să se întoarcă în țara de origine, există la Crucea Roșie serviciul de restabilire al legăturilor familiale. Și anume, noi, Crucea Roșie, putem să refacem familia în sensul că atât tații din Ucraina, cât și mamele plecate în alte țări pot fi sprijinite în a se reuni. Este un serviciu propriu Crucii Roșii, care se face de la primele războaie și care caută membrii ai familiei dispăruți în urma unui conflict sau unui dezastru natural. Să sperăm că veți reuși să faceți acest lucru în cât mai multe situații. Andreea Furtună, îți mulțumesc tare mult pentru prezență, pentru timpul pe care ni l-ai oferit, pentru că știm că e foarte prețios în această perioadă. Vă doresc tuturor putere de muncă în continuare și să ne revedem cu bine. Mulțumim! Nevoile copiilor noștri sunt importante pentru noi. Vrem să fim alături de ei pe tot parcursul dezvoltării limbajului acestora. Uneori reușim să-i sprijinim și ne bucurăm împreună de rezultate. Alteori limbajul întârzie să apară. În episodul de astăzi, Eva Sarcea, psihoterapeut de copil, cuplu și familie, ne va ghida pașii pentru a stimula corect și eficient dezvoltarea verbalizării celor mici. Reușim să-i ajutăm pe cei mici să-și dezvolte limbajul. Cum reușim cu adevărat să stimulăm verbalizarea? Este o întrebare cu care m-am întâlnit foarte des. Este un lucru care pentru părinți arată multă importanță, pentru că ne dorim ca cei mici să ne exprime nevoile lor și să poată să o facă singuri. Însă, uneori, nu suntem noi pregătiți pentru a-i ajuta în acest demers. Ce pot să-ți recomand încă de la început este să fii foarte concentrat atunci când cel mic îți face o cerere. E foarte important să n-aibă totul la îndemână. Atunci când ai totul la îndemână, nu ai nevoie să mai depui efort să spui vreau ceva anume. Și atunci îți recomand să ai în vizor lucrul acesta și apa, dulciurile, mâncărica, toate să fie undeva așezate încât cel mic să nu aibă acces atât de ușor. Putem să-l ajutăm în primă fază prin pointing, da? Arată ce vrei, arată cu degețelul. Asta este un prim pas, dar e important să nu ne oprim acolo. Apoi, ce doresc să-ți aduc la întâmpinare este următorul lucru. Știu că vrem să spună apă din prima și să spună ceai și să spună orice jucărie ar vrea cu toate cuvintele și cu toate literele și să sune cuvântul așa cum suntem noi familiarizați. Dar lucrurile nu merg chiar așa. Ce pot să-ți amintesc este că vocalele sunt baza, așa că am lângă mine un instrument care te va ajuta să înțelegi cum putem să-l ajutăm pe cel mic cu adevărat și să nu punem presiune pe el și să nu simtă cumva că lucrurile nu sunt bine făcute pentru că el nu pronunță corect. Îl avem pe A, da? În continuare sunt toate celelalte vocale, sunt aici așezate. Dacă vrem să-l ajutăm să-l spună pe A, putem să o facem într-un spirit ludic, putem să cântăm A, 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 acum e toamnă, da. Putem să găsim multe alte variante prin care sunetul A să iasă afară. Dacă vrem să, nu știu, să-l aducem la întâmplare pe U, atunci putem să ne prefacem că noi suntem trenul și facem ca trenul și poate nu spunem ciu-ciu din prima, dar spunem acel U și atunci cel mic poate să-l preia. Și tot așa cu fiecare vocală. Pasul următor nu înseamnă să trecem direct la cuvânt. Dacă a zis A, cu siguranță o să zică apă instant. În niciun caz. Mergem pe setul de consoane care se pronunță cel mai ușor. De obicei, în dezvoltarea limbajului, avem trei consoane care urmează după vocale, da? Este M, este P și este B. Și atunci, îți recomand, dacă cel mic l-a prins pe U, să spunem, da? L-a spus pe A, dar l-a spus și pe U. Hai să încercăm să vedem cum sună mai bine când spune bu și să ne jucăm de-a bufnița sau să ne speriem și să ajungă bu să fie o variantă intermediară cu care noi, ca părinți, suntem mulțumiți. Pentru că despre asta este vorba, da? Simțim cumva că suntem noi cei care eșuăm când nu reușim să-l ajutăm pe cel mic să spună ceea ce vrea să spună. Și tot așa putem să schimbăm și cu P, și cu M, și fiecare cuvânt care poate să iasă, de fapt fiecare silabă. Dacă ai acest lucru în vizor, aș vrea să-ți atrag atenția cu privire la altceva. Când vorbim despre limbaj și stimularea limbajului și dezvoltarea lui, nu este suficient doar să venim cu silabe, ci este important să aducem un alt ajutor copilului. Ajutorul despre care îți vorbesc este unul care ține de informație. Puțin dintre noi știm că, dacă vorbim de limbaj, trebuie să luăm în calcul faptul că zona neurologică care se activează atunci când vorbim este identică cu cea care se activează atunci când facem lucruri de motricitate fină. Așa că îți recomand, uite,
poți să te folosești de toate cuburile de construit. Și simplu fapt că cel mic stă și construiește și pune Lego peste Lego, piesă peste piesă, indiferent ce model face, este un mare ajutor pentru limbaj, așa că îl poți susține și poți să fii lângă el. Un alt lucru pe care pot să ți-l recomand este cel care ține tot de motricitate fină, dar care poate să implice și o tentă de concurs. Hai să facem ceva împreună, să fie o competiție. Hai să vedem cine duce mai multe linguri dintr-o parte a camerei în partea cealaltă și cine câștigă și putem să construim. Ideea este să fim creativi. Cu cât reușim să aducem cât mai multe elemente de motricitate fină, cu atât mai mult cel mic are suportul nostru în dezvoltarea limbajului. Și cel mai important, mai presus de toate, este să lăsăm timpul să regleze absolut tot. Pentru că presiunea vorbește, spune, cere, arată ce se întâmplă, e o problemă, îl face pe cel mic să simtă că ceva nu este în regulă cu el și atunci intervine blocajul și lucrurile nu se desfășoară în ritmul lor natural. Îți urez mult succes! Resuscitarea cardiopulmonară nu se face la fel pentru toate grupele de vârstă. În cazul bebelușilor, copiilor și adolescenților, lucrurile stau diferit. Aflăm împreună de ce din rubrica de prim ajutor. Stopul cardiorespirator la un copil sau la un bebeluș este o situație care necesită intervenția extrem de urgentă, atât a personalului medical, cât și până la sosirea acestuia, a persoanelor care se află de față și pot să ajute. Este important să acționăm imediat, să evaluăm corect starea unui copil sau a unui bebeluș pentru a ști ce trebuie să facem pentru a-l menține în viață sau pentru a reporni funcțiile vitale. Atunci când vorbesc despre bebeluș, mă refer la un copil de la 0 la 1 an. Ce este mai mare de un an, vom menționa în cursul nostru ca și copil. Resuscitarea cardiorespiratorie la bebeluș se efectuează după o evaluare corectă în care ne dăm seama că bebelușul nu mai respiră. Întotdeauna bebelușul se va afla în brațele unui adult, sprijinit pe mâna acestuia. Mâna se va sprijini pe genunchi pentru a nu fi deplasabil planul pe care se efectuează manevrele de resuscitare. Forța cu care se aplică compresiile toracice va fi una cu mult mai mică decât cea necesară pentru resuscitarea unui adult. Compresiile se vor efectua cu două degete la mijlocul sternului, la o distanță egală de gât și abdomen. Se vor efectua 30 de compresii, urmate de două insuflații și se va repeta acest circuit de compresii și insuflații până la sosirea personalului specializat sau până când victima, bebelușul, își revine. La copil, resuscitarea și manevrele de compresie toracică se vor efectua cu o singură mână, iar în situația în care copilul este mai mare, se vor putea utiliza ambele mâini, dar cu o forță dozată, astfel încât toracele să fie presat cu o treime din grosimea sa totală. Evaluarea este extrem de importantă, evaluarea respirației și a circulației, a pulsului. De asemenea, este foarte important să efectuăm corect compresiile, insuflațiile până la sosirea personalului specializat sau până la revenirea victimei. Resuscitarea cardiopulmonară la bebeluș va începe întotdeauna cu 5 insuflații. Vom fi foarte atenți ca în cadrul acestei proceduri gura noastră să acopere atât gura cât și nasul bebelușului. Se va insufla o cantitate mică de aer, urmărind ca toracele bebelușului să se ridice, ceea ce înseamnă că am efectuat o manevră corectă. Acest lucru trebuie învățat însă în cadrul unui curs de prim ajutor, pentru că exercițiul practic este extrem de important. La copil, resuscitarea cardiopulmonară se face cu o forță mai mică decât cea folosită la adult. Este indicat să folosim o singură mână pentru compresiile toracice, pentru a nu exercita o forță prea mare, pentru a nu fractura coastele copilului. Este important ca grosimea apăsării să fie de o treime din grosimea totală a toracelui. În cazul în care bebelușul își revine, începe să respire din nou și își recapătă pulsul, îl vom așeza în poziție lateral stabilă, fie în brațele adultului care îl însoțește,
fie așezat pe o suprafață cu spatele sprijinit de o pătură sau de un obiect improvizat care să-l țină ușor înclinat, astfel încât să nu se nece cu propriile secreții. Niciodată manevrele de resuscitare nu se vor efectua pe un plan moale, nu se vor efectua în pat. Întotdeauna victima trebuie adusă pe un plan dur, de preferat pe pardoseală, pentru a nu fi păcăliți de profunzimea compresiilor pe care le efectuăm. Întotdeauna vom fi atenți la poziția salvatorului, coatele trebuie să fie drepte, la fel pentru a nu păcăli profunzimea compresiilor. În timpul efectuării manevrelor de resuscitare, este foarte posibil ca salvatorul să sufere de hiperventilație prin inhalarea unei cantități mult prea mare de aer. În acest caz, salvatorul trebuie să-și țină respirația pentru câteva secunde, să încerce să-și recapete suflul. Este extrem de important să fim pregătiți pentru orice situație, dar mai ales pentru situația în care acest lucru se întâmplă lângă noi. Este foarte important să știm să intervenim la timp, pentru că resuscitarea precoce poate salva o viață. Minutul acela în care noi facem compresii toracice și insuflații gură la gură pot salva o viață. Până la sosirea echipajelor medicale se pot face foarte multe lucruri. Este important să știți un lucru: ca să puteți să oferiți primul ajutor în caz de nevoie, este necesar să urmați cursurile unei instituții specializate pentru ca să puteți fi de un real folos până la apariția echipajului medical. A sosit momentul acum să ne reîntâlnim cu Eva Constantinescu. Ea ne va vorbi despre modelul ADN. Bun găsit! Eu sunt Eva și astăzi o să facem împreună un model ADN. Scara aceasta, întortocheată, multicoloră, este modelul unei părți esențiale a corpului tău, dar mai mare de 10 milioane de ori decât în realitate. ADN-ul este o mică moleculă cu nume lung. Inițialele vin de la acid dezoxiribonucleic. Se găsește în toate ființele de pe pământ. Fiecare dintre trilioanele de celule care te compun conține o moleculă de ADN. Fiecare e o mică bază de date plină cu instrucțiuni spunându-i corpului cum să funcționeze optim. Poți face un model ADN cu obiecte banale ca hârtie, foarfecă și marcăre colorate. La final, modelul ADN va avea forma unei scări răsucite de sfoară, exact ca în realitate. E important să folosești 4 culori când faci treptele scării, fiindcă fiecare culoare reprezintă una dintre cele 4 baze chimice. Folosește scociul pentru funiile din margini, în realitate tot baze chimice. Pentru acest experiment ai nevoie de marcare de diferite culori, riglă, scoci colorat, creion, foarfecă și hârtie albă. Cu rigla și creionul împarte hârtia în 30 de fâșii, late de 1 cm și lungi de 3 cm. Decupează-le cu foarfeca. Acestea sunt treptele scării și fiecare dintre ele reprezintă o pereche de substanțe chimice numite baze. Ia fâșiile și îndoaie-le la jumătatea lungimii. Cuta marchează linia despărțitoare dintre două baze. În realitate, cele două baze de pe fiecare treaptă sunt ținute la oaltă de o legătură chimică. Colorează treptele pe ambele părți în culori diferite. Taie două fâșii de scoci lungi de circa 70 de cm și așează-le la 2 cm una de cealaltă, cu fața lipicioasă în sus. Lipește capetele cu bucăți mici de scoci. Lipește fâșiile colorate la 1 cm în orice ordine pe cele două benzi de scoci. Când ai terminat, îndoaie cu grijă benzile peste ele ca să se fixeze. Mai e un singur lucru de făcut ca modelul să fie perfect. Răsucește scara exact ca ADN-ul. Fă-o cu grijă ca să iasă bine spirala, întorcând capătul cel mai apropiat de tine în sens invers a celor de ceasornic. Ce se întâmplă? Bazele din ADN, ca în modelul tău, sunt un cod cu indicații despre cum să se producă proteine. Acestea sunt molecule mari, complexe, necesare structurii
funcționării și reglării țesuturilor și organelor. De pildă, keratina este proteina care alcătuiește părul și unghiile. O secțiune a scării ADN care conține o rețetă pentru o anumită proteină se numește genă. Codul ADN conține cam 20.000 de gene. Adunat, setul de gene se numește genom. Nimeni nu are exact același genom ca tine, exceptând un geamăn identic. Cu echipament special, oamenii de știință își dau seama ce este o secvență ADN. Aceasta este ordinea bazelor pe lungimea unei molecule ADN, adică se pot folosi mostre pentru a identifica oameni sau gene care pot provoca boli. Pentru a-ți aduce aminte de informația din acest vlog, pune modelul făcut de tine de ADN undeva la vedere în camera ta. Eu așa fac și informația se păstrează vie în mintea mea. Sper că v-a plăcut și v-aș încep și data viitoare! Dragii mei, atât pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire marțea viitoare de la ora 20.